Ceea ce ieri era doar un zvon s-a confirmat astăzi. Șeful secției de drumuri naționale Gorj, Ion Dina, spunea că ungurii au ajuns la o înțelegere verbală cu un alt constructor care să se ocupe de tronsonul Rovinari-Bumbej-Jiu al drumului European 79. Este vorba de societatea Argecom din Pitești, iar reprezentanții companiei au confirmat că au devenit oficial subcontractori. Aceștia au adus la Târgu Jiu mai multe autocamioane și excavatoare pentru a se apuca de lucrări. Da, vom lucra. Deja am deplasat utilaje acolo. Da, ați ajuns la o înțelegere cu societatea din Ungaria? Nu știu să vă spun. Sigur că da. S-a semnat contractul. Da. Dumneavoastră vă veți ocupa efectiv de lucrări. Exact. Vom fi executant. Culmea este că cei de la firma Piteșteană nu știu nimic despre termenul de începere a lucrărilor. Reprezentantul Companiei Naționale de Autostrăzi venit ieri la Târgu Jiu spunea că dacă firma executantă nu se mobilizează până cel târziu mâine, contractul va fi reziliat. Drumul European 79 trebuia să fie gata de acum 2 ani, însă firma ungurească nu a respectat contractul.